Cum v-a părut inițiativa președintelui ce ține de referendum consultativ? Noi nu recunoaștem aceste alegeri prezidențiale ca constituționale. Nu cunoaștem persoana care se numește astăzi președinte ca președinte, categoric, și mie nici nu merge să comentez în așa situație toate aiurile astea lor. Problema e foarte complicată, dar cineva tot a elaborat un plan destul de interesant, strategic, ca să fie ales așa un președinte din altă parte cu aceste încălcări a Constituției. El, acesta care astăzi îl numesc dumneavoastră președinte, el e în acrucișche. Și unde lor le trebuie, ca pe pește când l-ai prins, în acrucișche. Unilor le trebuie, acolo îl trag. Îi dă o posibilitate să azvuceva ceva. Dacă dăm eu răspuns prim-ministru, bani nu o să referendum nu o să fie.